Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Barcelona este o echipă foarte, foarte bună din La Liga. Putem spune că este o echipă de istorie care știm că l-a avut pe Lionel Messi, unul dintre cei mai buni jucători din lume. În această perioadă de mercato, Barça a făcut un transfer foarte bun și acela este Dani Olmo, care mare parte echipa a rămas cam la fel. În acest videoclip vom prelua Barça cu noul transferat împreună cu Lamine Yamal și cu toți ceilalți jucători și vom încerca să facem cea mai bună echipă din lume. E bine, și am sosit la Barcelona, unde vom prelua timp de 10 sezoane, însă ca să facem mai interesant, trebuie să adăugăm neapărat obiectivele noastre și obiectivele sunt în felul următor. Barcelona trebuie să câștige 35 de trofee. De asemenea, trebuie să câștige UEFA Champions League de 4 ori și UEFA Super Cup de 2 ori. Trebuie să câștigăm La Liga de 5 ori. De asemenea, trebuie să avem în echipa noastră un jucător sau mai mulți care a câștigat Balonul de Aur de 4 ori, un jucător sau mai mulți care a câștigat Gheata de Aur de 5 ori și în echipa noastră să avem măcar un singur jucător de 99 overall. Iar pe lângă aceste obiective mai avem desigur regula noastră de un singur transfer per sezon și pe lângă chestia asta mai avem și roata carierelor, roata aceasta care ne va spune nouă în fiecare sezon în aceste 10 sezoane ce să facem. Și haideți să dăm de ea pentru că este sezon cu numărul 1, sperăm ce o să pice și se pare că pică, pe bune, acceptă primele două transferuri care vin. Asta este groaznic pentru început. Așa că va trebui să avansăm până prin cele două oferte, însă înainte de chestia asta hai să ne uităm puțin la echipă. Echipa arată foarte bine, chiar arată destul de bine. Lamine Yamal acolo pe dreapta, Dani Olmo care știm că este noul transferat, destul de bun, însă cred că Gavi o să crească mai mult, arată 18 ani totuși. Însă înainte de toate, haideți să avansăm să vedem care vor fi primele două oferte. Ok, și se pare că este una pentru Cubarsi și una pentru Prim. Ok, am scăpat. Mai avem pentru Rafinha de la Real Madrid. Este tocmai a patra ofertă, deci acceptăm Cubarsi și Prim. Să fiu sincer, chiar am avut noroc. Uite, o să accept la Cubarsi. Eu să accept amândouă ca să fim sigur că se transferă. Chiar am avut foarte mare noroc că a picat acești doi jucători. E bine, până se vând ei, vreau să mă duc puțin la echipă să încercăm să facem ceva interesant. Cunte aș vrea să joace pe poziția de fundaș central și pe dreapta clar trebuie să găsim ceva. Așa că primul transfer pe care vom face în sezonul acesta este de a transfera un right back la echipă. Și avem cu ce lucra, avem 88 milioane de euro, bani destul de buni. E bine, și de ce nu, hai să transferăm pe Boy, un right back destul de bun de la Bayern, 22 de ani, 80 overall. O să ne coste destul de puțin, dar o să contez la echipă. E bine, și Boy vine la echipă pe o sumă destul de bună, 43 de milioane de euro. Iar acum cu Boy pe dreapta arată destul de bine echipa, însă înainte să trecem la simulare, mai vreau să fac o chestie. Lamine Yamal este foarte, foarte bun. Are 15 ani și o să crească foarte mult. Însă dacă îl păstrăm pe Rafinha la echipă, nu cred că o să crească Lamine Yamal, așa că cea mai bună idee pentru ar fi să îl transferăm cel puțin în loan pe Rafinha ca să poată să joace Lamine Yamal. Așa că o să-l adăugăm pe el pe lista de loan, să vedem dacă cineva vrea să îl ia în împrumut. E bine, și se pare că Cubarsi a plecat la Celta și a plecat și Pau Prim la Ipswich. E bine, și se pare că Rafinha primește o ofertă de la Inter Miami de 2 ani. Ok, haide să acceptăm. O să joace acolo împreună cu Messi. Mai primim încă una de la Everton, o să acceptăm și pasă, de ce nu? E bine, și Rafinha pleacă în loan, cred că la Inter Miami sau la Everton, însă este destul de crucial pentru echipa asta pentru că va juca la Lamine Yamal. Și până la urmă pleacă la Everton, ok. Iar acum la Lamine Yamal are partea dreaptă asigurată acolo, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1 să vedem ce va reuși să facă Barcelona. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Lamine Yamal a crescut la 80 overall, în rest echipa arată ok. Iar la goluri vedem că este Lewandowski cu 35 de goluri, bine acolo. Lamine Yamal cu un sezon ok, un prim sezon ok, 4 goluri și 2 asisturi. Însă Gheata de Aur din păcate o câștigă aici Vinicius Junior cu 31 de goluri. Și în La Liga, din păcate, vedem că trăim pe locul 3. Wow, ok. Real Madrid cu echipa Galacticos 2.0 a reușit aceștia să câștige. Din păcate pierdem și Supercopa Spaniei cu 2-1 versus Celate cu Madrid. Însă câștigăm Copa de Spania cu 3-0 versus și la Mallorca. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte, unde mai departe o scoatem pe Lazio cu 5-4 la general. Însă în quarterfinals scoate Borussia Dortmund, bă, cu 3-2 la general. Ok. În sezonul cu numărul 2, haideți să vedem ce putem să facem la echipa noastră. Arată destul de bine, au crescut foarte mult jucătorii. Însă înainte să facem ceva de fapt, haideți să dăm de roate să vedem ce pică. E bine, și dăm de roate, haideți să vedem ce pică și hai cu cea bun. Perfect, a picat perfect, n-am ce să zic. Nu ai voie să faci niciun transfer în acest sezon. A picat destul de nașpa, n-am ce să zic, dar da, nu, oricum nu prea aveam ce să transferăm dacă să mă gândesc. Poate un atacant în locul Leva, dar mai duce ceva. Însă vedem că au venit niște jucătorii care erau în loan.
va fi Ansu Fati, care sper să nu ia locul acolo la Minyamal. O să mă asigur să nu fac chestia asta, deși nu știu de ce am impresia că o să fac chestia asta. Dar e ok, ok. Echipa arată foarte bine. Nu avem voie să facem nimic, absolut nimic, decât contractele și development planurile. Transfer nu avem voie, dar asta este. Așa că simulăm sezonul numărul 2 să vedem ce reușește să se facă Barcelona în continuare. Sezonul numărul 2 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa noastră și arată... Wow, cam faultată. Ferran Torres cu Kunde acolo, cam faultați. Dar în rest arată destul de bine, au crescut destul de mult. Iar la stețuri, hai să vedem, Ferran Torres, cum se sunt foarte, foarte bun. 48 de goluri, what? Ok, ok. Și la Minyamal care, ok. A împărțit meciuri cu Ansu Fati. Băi, eram sigur că o să împartă meciurile. Totuși a jucat, asta este important. Și da, Ferran Torres câștigă gheata de aur cu 36 de goluri. Și se pare că reușim să câștigăm și la Liga, mă, cu 107 puncte. Bine acolo. Câștigăm și Supercopa Spaniei cu 4-2 versus cel Real Madrid. Însă ne bate aici în Copa de Spania cu 3-2. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 15 puncte. Unii mai departe dăm de Sporting, care o batem cu 3-1 la general. Trecem peste Arsenal cu 4-3 la general. Și în semifinale reușim să batem pe Real Madrid 4-3 la general. Iar finala va fi versus și la Bayern, coșmarul Barcelonei. Haideți să vedem că reușim să-i batem în finala UEFA Champions League. 3-2-1. Și reușim, mă, reușim să-i batem. Câștigăm UEFA Champions League, mă. Din al doilea sezon 2-1 reușim să-i batem. În sezonul numărul 3, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Știm că a venit înapoi aici Rafinha din loan, însă cred că o să lucre iar, dacă mă întreabă pe mine. Însă înainte să facem ceva la echipă, haideți să dăm de roată să vedem ce pică. Ei bine, ce am dat de roată? Haide, cu cea bun. Ceva bun sezonul ăsta. Asta zic, mă, trebuie să faci un jucător din primul 11 de 16 ani. Perfect. Ei bine, ce avem pe cine să alegem? Avem pe doi jucători interesanți. Mai avem pe Ter Stegen bătrân, 33 de ani. Ar fi foarte bine să-l facem pe el, dar ce ar fi să-l facem pe Robert Lewandowski, să-l ducem la 16 ani de la 36 de ani. Wow, 20 de ani o să îl întinerim, să zic așa. O să fie foarte interesant pentru că deja are 91 overall. O să fie foarte interesant să vedem cât de rapid va ajunge la 99. Așa că alegerea mea este clar Lewandowski. Ei bine, și acum Lewandowski are 16 ani. O să-i dăm și aici un development plan foarte bun pentru el. Hai să-i dăm perfect striker. Și acum cu copilul de Leva în atac, mai puteți să facem un transfer. Dar sincer, nu avem ce să facem. Portarul va putea să-l schimbăm doar, dar nu se merită pentru că are 92 overall. Deci da, trebuie să așteptăm doar să crească. Însă vrem să crească la Minyamal. Asta înseamnă că trebuie să scăpăm de Ansu Fati și de Rafinha din nou. Și nu vreau să-i vând, e păcat să-i vând. Așa că haide să-i dăm din nou un loan. Ei bine, și pentru Fati acceptăm această ofertă la Cadiz, să vedem dacă până la urmă se duce. Și pentru Rafinha de la Al Ahly aici, 2 ani, perfect pentru el. Ei bine, și Rafinha s-a dus la această echipă, CD Leganes, și Fati la Hanover 96. Acum la Minyamal poate să stea acolo pe poziția de right winger fără nicio problemă, încă 2 ani liniștit. După aia ar cam trebuie să crească peste Rafinha și Fati, că ne supărăm. Ei bine, și haideți să simulăm sezonul numărul 3, să vedem ce reușim să facem împreună cu Barça în continuare. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul, și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. 2025, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Ferran Torres, mă. Bă, a avut un sezon foarte bun, multe goluri și am câștigat și UEFA Champions League, deci merită acest balon. Sezonul numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Ferran Torres 91 overall, la Minyamal 86 overall, ușor crește și el. Iar la stețuri este Pedri cu 40 de goluri, ok, surprinzător. La Minyamal ușor crește și la stațuri, dar mai greu. Și se pare că da, Pedri câștigă gheata de aur cu 30 de goluri. Wow, mă mir că este Pedri. Și în continuare reușim aici să câștigăm la Liga cu 108 puncte. Însă din păcate pierdem Supercupa Spaniei cu 2-1 versus cel Atletico Madrid. Copa de Spania aici câștigă Real Madrid. Însă reușim să câștigăm UEFA Super Cup cu 4-2 versus cel Spurs. Iar în Champions League terminăm cu locul 1 cu 14 puncte la egalitate cu Spurs. Unii mai departe o scoate pe Liverpool cu 4-1 la general. O scoate și pe Real Madrid la penal. Teorii, și în semifinală reușim să scoatem Manchester City-ul. Iar în final vom juca versus cei de la Inter. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem. 3, 2, 1 și... Nu, bă, ne bate Inter Milan, bă, cu 2-1, pe bune. Da, ok, asta este. În sezonul numărul 4, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Ea arată destul de bine și evoluează foarte, foarte mult și foarte rapid. Însă, de orice, haideți să dăm de roată. E bine, și învârtim de roată, haideți să vedem ce pică. Și pică din cauza unor probleme financiare.
care pierde acest sezon 100 de milioane de euro. Destul de ok, destul de ok, pentru că și așa nu cred că avem nevoie de un transfer, adică hai să fim serioși. Avem 307 milioane de euro și acum ne-a mai rămas 207 milioane de euro, ceea ce este tot la fel de bun. Însă noi nu prea avem ce să facem cu banii aceia, decât poate să înlocuim portarul, pentru că la un dat o să vrea să plece, dar până atunci o să stea la noi, presupun. Dar totuși aș vrea să fac un transfer pe banca de rezerve. Și acel transfer cred că o să vreau să fie un mijlocaș, adică în afară de Dani Olmo nu prea avem un mijlocaș foarte bun. E bine, și de ce nu? Haide să transferăm pe Dariu Solaru, care aparent este la West Brom. Ok, ok. Totuși o să-l cumpărăm noi, o să coste foarte mult, vă dați seama că e Dariu Solaru, așa că da, o să mă bag să-l cumpăr. Ei bine, și vine Dariu Solaru la FC Barcelona aici, unde va intra direct pe banca de rezerve și o să ne ajute foarte mult. Vine pe suma de 10 milioane de euro. Acum cu Solaru pe banca de rezerve arată mai ok banca de rezerve. Rest, da, nu prea avem ce să facem. Așa că haide să spunem sezonul numărul 4 să venim cerului și să facem în continuare cu Barcelona. În 2026, haide să vedem câștigă balonul de aur și se pare că este Haaland. Ok, ok. Însă uitați-vă aici, Young Player of the Year Award, winner Lewandowski. Ok. Sezonul numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. În sfârșit, la mine Amal a crescut foarte mult acolo. 88 overall pentru el. Iar la goluri se pare că este aici Frenkie de Jong, 28 de goluri. La mine Amal 12 goluri și 4 asisturi. Iar gheata de aur de data asta o câștigă Kylian Mbappé cu 31 de goluri. Însă reușim în continuare să câștigăm la Liga cu 106 puncte. Reușim să câștigăm și Supercupa Spaniei cu 4-2 versus cel Real Madrid. Copa de Spania însă câștigă aici Real Madrid cu 2-0 versus cel Celta. Iar în Champions League terminăm cupa pe locul 1 cu 15 puncte. Unde mai departe scoatem Liverpool cu 4-0 la general. În quarter finals reușim să scoatem pe Atletico Madrid cu 2-1 la general. Însă în semifinale, bă, ne bate Arsenal cu 4-2 la general și câștigă Real Madrid. Ok, ok. În sezonul numărul 5 totuși, haide să vedem ce putem să facem. Rafinha și Ansu Fati au venit înapoi, însă la mine Amal deja are 88 overall, clar este mai bun decât ei. Însă înainte să facem un transfer sau ceva, haide să dăm de roată să vedem ce pică. E bine, și dăm de roată, hai cu cea bun. Și se pare că pică, ai voie să transfer doar jucători de peste 30 de ani. E ok, e ok, nu este cea grav. Să fiu sincer, acest obiectiv a fost mai grav la început, dar e ok, e ok. Echipa chiar arată foarte bine. Totuși o să vreau să transfer un atacant de 30 plus ani, să vedem că găsim și pe cine găsim. E bine, și de ce nu, haide să luăm pe Harry Kane de la Bayern. Un jucător foarte bun, 33 de ani pentru el. Așa că de ce nu, haide să-l transferăm. E bine, și Harry Kane vine la Barcelona pe sumă destul de bună, 60 de milioane de euro. E bine, și acum că Harry Kane pe bancă de rezerve arată mult mai bine rezervele, ba chiar aș putea să-i bag eu și pe Ansu Fati și pe Rafinha, sperăm că putem să-i integrăm cumva, dar Olarul clar nu este de aici. Păstrăm așa echipa și trecem să simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește echipa noastră să facă Barcelona în continuare. În 2027, azi FNC câștigă balonul de aur și se pare că este Kylian Mbappé. Da, pentru că a câștigat Real Madrid, dacă nu mă înșel, Champions League. Locul numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, arată destul de bine. Ferran Torres la 94 și Pedri la 97, bine acolo Pedri. Cred că el ajunge primul la 99. Iar la goluri se pare că este Ferran Torres cu 43 de goluri. Iar la mine am da, un sezon ok, un sezon ok. Gheata de aur însă o câștigă aici Vinicius Junior cu 35 de goluri. Iar la Liga se pare că reușește aici Real Madrid să ne bată data asta cu 108 puncte. Ok, noi reușim doar 102 puncte. Pierde și Supercupa Spaniei. Wow, la penaltiuri versus cel de Atletico Madrid. Însă câștigăm Copa de Spania cu 4-1 versus cel de Real Sociedad. Iar în Champions League terminăm grupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte. N-am pierdut absolut niciun match. Mai departe o scoatem pe AS Roma cu 4-1 la general. O scoatem și pe Bayern cu 4-1 de la general. Și în semifinale o scoatem pe Athletic Bilbao 8-0 la general. Iar finala este versus cei de la Real Madrid. Hai să vedem dacă reușim să-i batem în finala UEFA Champions League. 3-2-1 și reușim să batem pe Real Madrid în finala UEFA Champions League. 3-1, reușim să-i batem și câștigăm trofeul. În sezonul cu numărul 6, din păcate avem niște pierderi importante. Boy nu a mai vrut să-și prelungească contractul și Ter Stegen s-a retras din fotbal, din păcate. Doi jucători foarte buni în echipă au plecat, însă înainte să transferăm un jucător, haide să vedem ce provocare ne dă roata. E bine, și haide să vedem ce pică. Haide, cea bun, cea bun. Ai voie să transferi numai jucători spanioli. Ok, ok. O să fie destul de greu pentru că nu cunosc niciun spaniol right back bun, în afară de Carvajal, dar sigur s-a retras. Pentru că să fiu sincer, pena, eu zic o să descurce. Totuși avem nevoie de un right back și avem bani necesar, așa că haide să căutăm un spaniol right back. E bine, și aici nu, haide să-l transferăm pe Pedro Porro pe poziția de right back. E bine, și cu Pedro Porro pe dreapta, eu zic o să descurcăm pena. Să vedem dacă ne surcăm cu pena, dar nu puteți face mai mult de un transfer, deci
Deci, da, cam asta este. Așa că haide să simulăm sezonul numărul 6, vedem ce reușim să facem. În 2028, haide să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este... Haide, haide! No, bă! Este Vinicius, pe bune! E bine, sezonul numărul 6 s-a terminat, haide să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, chiar arată destul de bine. Poro se scurcă de acolo cât de cât. Pena totuși, da, nu știu dacă ne-a așteptat. La stats-uri, haide să vedem și se pare că este Ferran Torres cu 36 de goluri. Un sezon destul de bun și pentru Yamal. La gheata de aur se este aici Kylian Mbappé împreună cu Vinicius. Da, și se pare că nu reușim să câștigăm la Liga din cauza că nu avem portar. Însă câștigăm Supercupa Spaniei cu 3-2 versus Villarreal. Copa de Spania însă câștigă Real. Totuși reușim să câștigăm UEFA Super Cup, ceea ce este perfect, cu 2-0 versus cel la Benfica. Iar în Champions League suntem în grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Mai departe trece de Newcastle cu 5-3 la general. Însă ne scoate Juve, bă, ne scoate Juve cu 6-3 la general și câștigă Juventus. Ok, ok. În sezonul numărul 7, haideți să vedem ce puteți face la echipă. Clar avem nevoie de un fundaj pentru că Pena nu se descurcă absolut deloc. Însă înainte de chestia asta, trebuie să dăm de roată să vedem ce pică acolo. Așa că dăm de roată, hai să sperăm că pică cea bun pentru noi și pică. Oh, wow. De fiecare dată când pierzi versus Real Madrid, pierzi un jucător din primul 11. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Wow, ok, ok. Ok, de sezonul ăsta trebuie să avem foarte, foarte, foarte mare grijă la Real Madrid. Trebuie neapărat să o batem pe unde o prindem. Ca să facem chestia asta, trebuie să ne folosim acel singurul transfer pe care avem, pe clar un portar nou. Așa că asta o să caut. O să caut cea bun portar din joc, pentru că oricum, da, 328 de milioane, adică avem banii necesari. E bine, cea mai portară nu este Diego Costa, este Donnarumma sau Cobalt, dar nu puteți transfera pentru că nu lasă, nu vrea echipa să-i lase, așa că o să-l transferăm pe Diego Costa, care este foarte, foarte bun. E bine, și noul nostru portar, Diego Costa, vine la echipă, să sperăm că se descurcă. E bine, și acum cu Diego Costa, mai trebuie să avem grijă de la diferite planuri cât să crească foarte mult echipa. În rest, să sperăm că nu pierdem versus Real Madrid. Așa că simulăm sezonul numărul 7, în continuare cu Barcelona, să vedem ce va reuși să facă versus Real Madrid. În sezonul numărul 7, în 2029, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Kylian Mbappé. Da, greu cu ăștia de la Real Madrid. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Pedri 98, la minimal 94, puțin aș cântați acolo. Haideți să vedem ce a reușit de aici echipa noastră. 30 de goluri Ferran Torres și la minimal 28 de goluri, asta zic, mă. Gheata de aur totuși câștigă aici Vinicius, însă totuși reușim să câștigăm la Liga cu 112 puncte. Am avut doar un singur egal, însă vedem că pierdem Supercopa, bă, ne bate Real Madrid, bă. Asta înseamnă că trebuie să vindem un jucător. În Supercopa de Spania reușim să o batem cu 1-0 pe Real Madrid, iar în Champions League terminăm cupa pe locul 1 cu 18 puncte, însă ne scoate instant Leverkusen, what, pe bune, ok, ok, și câștigă AC Milan, ok, ok. După cum putem vedea acolo, pe 1 decembrie i-am bătut cu 2-1. Mai departe, da, ne-a bătut acolo în Supercopa Spaniei cu 2-0. Mai reușit să-i batem o dată cu 2-0 pe 24 martie și mai batem acolo pe 13 aprilie cu 1-0 în cupă. E bine, asta au fost toate meciurile. Din păcate, un jucător va trebui să plece la noi echipă și trebuie să aleg eu ce jucător. Și acest jucător, uf, e destul de greu, va fi Pedro Porro. Pedro Porro este cel mai slab jucător de la noi echipă, dacă ne referim la overall, și clar, eu zic că o să avem o șansă să transferăm pe altcineva, așa că, da, o să-l vindem pe el. Adică bine, nu o să-l vindem, o să-i dăm release player și cam asta a fost, a plecat Pedro Porro. Acum în locul lui este Dest. În sezonul cu numărul 8, haideți să vedem ce putem să facem la echipă, va fi destul de greu, însă eu zic că reușim să facem ceva, însă înainte să transferăm un raid pe chiar avem nevoie, haideți să dăm de roată să vedem ce pică. E bine, și să învârte roata, haide cu cea bun, vreau cea bun și ai voie să faci un jucător din primul 11 de 99 overall, dar trebuie să vinzi un jucător din primul 11. Este destul de tricky, dar este destul de bun pentru noi. Totuși, la noi în echipă, pe cine să facem 99 overall și pe cine să vindem? Dest ar fi cea mai bună opțiune de vânzare, adică ar fi cea mai bine să-l vindem pe el. Și cea mai mic overall de la noi în echipă este Diego Costa, deci am putea să facem un portar de 99 overall. Ok, 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 am să fac, oricum trebuie să transferăm un right back, deci da. Așa că Dest a plecat și el de la echipă și acum avem și un Diego Costa de 99 overall.
portarul. Efectiv are fiecare staț 99, cel puțin care îl interesează de portar, pentru că na, stațiile de portar sunt cele mai importante pentru el. Acum cu un portar de 99 overall, efectiv o bestie, haideți să transferăm și un right back bun la echipă. E bine, și apare în Trent, e ce mai ok, dar apare puteți să-l cumpărăm doar cu clauză. Deci asta e, să-l cumpărăm cu clauză, oricum avem bani. E bine, acum avem și right back. Sper să se descurce totuși. Oricum portarul nostru e 99 overall, na, și cu acest 99 am completat și obiectivul ăla. Eu zic că o să descurce echipa noastră. Așa că haideți să ținem în sezon cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă Barcelona în continuare. În sezon cu numărul 8, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este, haide, Ferran Torres, mă, bine, mă, Ferran Torres câștigă balonul de aur. Sezon cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată bine, arată bine la mine, am la 98, acum am văzut bine acolo la mine. Asta zic, asta zic. Avem 2 jucători care au posibilitatea să ajungă la 99 overall și în total o să avem 3 jucători, dacă reușim. Iar la stats-uri este Lewandowski cu 45 de goluri, să la mine, Yamal cu 33 de goluri. Asta zic, mă, asta zic. Gata de oră câștigă în continuare Vini, mă, pe bune. Câte goluri marchează Vini, frate? Totuși reușim să câștigăm din nou la Liga cu 112 puncte. Câștigăm și Supercopa cu 5-1. 5-1 versus cel Real. Câștigăm și Copa de Spania cu 3-1 versus Villarreal. Iar în Champions League în grupa ca de obicei pe locul 1 cu 18 puncte. Niciun meci pierdut. Mai departe o scoate pe Leverkusen cu 6-0 la general. Mai departe o scoate pe Juve cu 5-0 la general. Și în semifinale, wow, ce umilință! Ce umilință! 8-0 la general în semifinale cu Champions League versus cei de la Real Madrid. Asta e ceva wow. Iar finala vom juca versus cei de la Frankfurt. Hai să-i batem și pe ei. 3, 2, 1 și... Ah, câștigă. Era clar. Am scos-o pe Real Madrid cu 8-0. Incredibil așa. 3-0 reușim să câștigăm UEFA Champions League. Asta zic. E bine, în sezon cu numărul 9, haideți să vedem ce mai putem să facem la echipă. Oricum va depinde echipa noastră foarte mult ce va face în funcție de roată, ce pică la roată, așa că haideți să vedem ce pică. E bine, și gen de roată, mi se pare că ambele sunt destul de rare, dar ăsta este cel mai grav. Ce mai grav, da, e cel mai grav. Mai ales acum, la final, mai ales la final. Wow, vin de 2 jucători din primul 11. Ok, ok. E bine, a picat cea mai grea provocare, dar este destul de greu să mă decid pe cine să dau afară. Problema este că pot să fac un singur transfer și nu mai am jucători, deci da. Și eu zic, cel mai bine ar fi să scăpăm de right back-ul nostru și de left back-ul nostru. Nu putem să scăpăm de fundaș și fundaș e prea important. Dar de left back, poate reușim să găsim ceva și right back clar mai găsim și altceva. Așa că Balde, din păcate, release player, hai de capul meu. Și Lutren la fel, release player. Gat, au plecat. 2 jucători de la echipă așa au plecat. Și acum decât trebuie să transfer un jucător. Acum nu știu, hai să vedem ce găsim. Dacă găsesc un right back mai bun decât un left back, aia transfer. E bine, și de ce nu? Haideți să luăm pe Theo Hernandez de la Bayern. 33 de ani, 85 overall, destul de bine acolo, așa că haideți să-l transferăm. E bine, și Theo Hernandez acum este la echipă. Sperăm că se surcă aici fort, chiar nu are nicio șansă acolo, dar totuși avem ceva. Așa că mergem și simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușim să facem cu fort în dreapta acolo. În sezonul cu numărul 9, hai să vedem ce câștigă balonul de aur și se pare că este Ferran Torres, mă, bine, mă, Ferran Torres. Nu știu dacă cred că am completat obiectivul, nu sunt sigur, dar voi știți exact. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată bine, mă, asta zic, mă, 99 la mine, amal, 99 Pedri, 99 Diogo Costa. Este prima oară când reușim cu 3 jucători 99 overall, mă, asta zic, asta, Barcelona, mă, ce vrei să zici. Și la stats-ul se pare că este aici Leva Lewandowski cu 45 de goluri, la minimă aici ai autei. Pedri 31, la minimă 31 și portarul 31. Iar în sfârșit nu mai este Vini, este Lewandowski aici golgetter cu 31 de goluri. Câștigăm aici fără nicio probleme cu 110 puncte la Liga. Câștigăm și Supercupa cu 3-1 versus cel Real. Câștigăm și Copa de Spania versus cel Villarreal 5-0. Câștigăm și UEFA Super Cup cu 4-2 versus cel Napoli. Începe zi termină în grupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte. Trece de Frankfurt cu 4-0 la general. Trece de Leverkusen cu 7-0 la general. Trece de Manchester United cu 6-1 la general și finala este versus cel Real Madrid, care haide. Reușim să-i batem cu 3-0. Bine, mă, bine, mă, asta zic, clar cel mai bun sezon al nostru. Cel mai bun. E bine, și în ultimul sezon
sezon, sezon cu numărul 10. Haideți să vedem ce putem să facem. Clar ne terminăm Ridepack aici în locul lui Fort și clar mai avem o provocare. Haideți să vedem care este. E bine și este. Haide, haide că vrem să citim și noi. Trebuie să faci un jucător din primul 11 de 35 de ani. Ok, ok. E bine, o provocare destul de ușoară, chiar foarte ușoară. Habar n-am pe ce să fac, dar na, hai să zicem că îl facem pe și ceva. Haide să-l facem pe Lewandowski. Hai să facem înapoi bătrână, că bătrână așa parcă n-a jucat nimic. Lewandowski trebuie să aibă 35 de ani, nu 23. Ce 23? 35 de ani. E bine, așa cum Lewandowski are înapoi 35 de ani, bine, înapoi. Dar acum trebuie să aibă vreo 40, cred că da. E bun și 35, e bun. E bine, așa cum eu, haide să-mi bag repede să transfer un Ridepack pentru ultimul sezon, că dacă nu ne omorâm pe poziția de Ridepack. E bine, și ce nu, haide să transferăm pe acest Romeo, un italian foarte bun, 26 de ani, 84 overall. Din păcate va trebui să cumpărăm cu clauza, dar asta este, avem bani necesari. Și acum cu Romeo pe partea dreaptă, eu zic că arată cât de cât ok echipa. Ce puțin primul 11 arată bine, restul banca de rezerve e ok, e ok. Așa că haide să simăm și ultimul sezon, sezon cu numărul 10, să vedem ce reușește să facă FC Barcelona. În sezon cu numărul 10, ultimul sezon, haide să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Lewandowski, bătrânul nostru, apoi la 35 de ani. Câștigă balonul de aur. E bine, și ultimul sezon s-a terminat și el. Hai să vedem cum arată echipa noastră și arată ok, arată ok. Însă Diego Costa a scăzut. Totuși Ferran Torres mai puțin ajunge și el, dar na, asta este, a fost ultimul sezon. La mine am totuși cu Pedri am rămas la 99. Iar la stats-uri vedem că este Lewandowski cu 59 de goluri. I-a scăzut overall-ul. Ferran Torres cu 45, la mine am cu 21 și la asisturi este Gavi. Gata de aur însă câștigă aici Kylian Mbappé cu 40 de goluri, însă nu reușim să câștigăm la Liga cu 112 puncte. Câștigă și Supercupa Spaniei 4-1 versus el la Real. Câștigă și Cupa de Spania versus el la Real Sociedad cu 4-1. Câștigă și UEFA Supercup cu 2-0 versus Real Sociedad. Iar încep, eu zic, termină cu papalul cu 1 cu 18 puncte. Mai departe trece de Chelsea cu 5-0. În quarterfinals trece de Real Madrid cu 6-0 la general. Și în semifinală scoate pe Atalanta cu 7-1 la general. Iar finala este versus cel la Inter. Haideți să vedem ultima finală din această simulare dacă reușim să o câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 3-1, batem pe Inter. E bine, și cam asta a fost 10 sezoane petrecute la Barcelona. Efectiv a rupt. Barcelona cred că a făcut toate obiectivele. A crescut foarte mult echipa. Am ajuns până la 3 jucători 99 overall, ceea ce n-am mai reușit niciodată până acum. De asta eu sunt sigur că am făcut toate obiectivele. Nu uitați în comentarii să mai lăsați idei de videoclip, cât și idei pe care să le punem la roata carierelor, pentru că vreau să mai diversificăm chestia asta, dar vreau să aud și idei de la voi. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați clopoțelul. Am fost Andrei Albaid, pa, 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 pa.